Am hotărât că e mai bine să ne despărțim amiabil, prietenește și fiecare să meargă pe drumul lui. Decizia pe care am luat-o aseară, în urma mai multor analize care le-am făcut personale, și consider că pot să merg în fața electoratului, acum în 2016, să le solicităm sprijin în proiectele pe care le-am. Demisia lui Dorin Butunoiu se produce după numai 4 zile de la momentul în care avea loc la Sala Sporturilor, în prezența liderului suprem Traian Băsescu, un simulacru de lansare a candidaților pentru consiliile locale și județene și pentru primăriile din județul Galați. Spre surprinderea tuturor, inclusiv a liderului național, președintele organizației județene, Cătălin Cristache, nu a prezentat candidații, ci doar proiectul de negare a celorlalți candidați pentru funcția de primar. Lipsa unui proiect politic și amatorismul în definitivarea listelor sunt două dintre motivele care l-au determinat pe Dorin Butunoiu să demisioneze din PMP și să experimenteze candidatura fără susținerea niciunui partid. Că sunt oameni puternici și verticali care nu au certat platurilor politice dintre acești. Speranța, responsabilitatea de a vă salva semenii. De la Galați nimeni nu mai așteaptă. Nu promitem stadioane, nici tuneluri, nici pe sub Dunăre, nici pământ pe lună, nici cai verzi pe pereți, pe care i-au zis de 26 de ani. Special nu am folosit. V-a făcut să vă răzgândiți și lansarea de la Sala Sporturilor? Acolo pot spune că a fost picătura care a umplut interiorul meu, să spunem așa. Faptul că cei care merg în județ și aleargă și încearcă să aducă votul unei organizații de partid, nu foarte mare, trebuie să recunoaștem, dar e un partid nou înființat, și nu-i bagi în seamă să-i aduci în prim planul oamenilor și să le oferi toată atenția cuvenită, înseamnă că e o problemă. Trebuie să spui niște semne de întrebare. Faptul că nu s-a lansat nici celelalte două liste destul de importante pentru viața unui partid, adică lista de consilieri locali pe municipiul Galați și lista de consilieri județeni, mai exact spuma voturilor, da, la final, iar e o și mai mare problemă. Dorin Butunoiu intenționează să candideze independent la funcția de primar al municipiului Galați, dar și pentru un mandat de consilier județean cu un proiect intitulat O alternativă independentă la eterna și nemuritoarea clasă politică gălățeană. Pentru aceasta, demisionarul Dorin Butunoiu trebuie să colecteze într-o săptămână circa 9.000 de semnături, 3.000 pentru primar și 6.000 pentru funcția de consilier județean. Înainte de a opta pentru o candidatură independentă, Dorin Butunoiu a fost consilier județean PSD și membru ATOP, a fost exclus din partid pentru că nu mai executa ordinele conducerii organizației județene, a aderat la PMP în februarie 2016 și a constatat că nu se regăsește nici în politica de cult a personalității promovată de PMP pentru Traian Băsescu.